Așa au primit vestea absolvenții de liceu care au susținut anul acesta examenul de bacalaureat. Puțin peste jumătate dintre absolvenții de liceu care au susținut prima etapă a examenului de bacalaureat din acest an a reușit să obțină o medie de trecere. Procentul de promovabilitate este sub media pe țară de 55,65%, cu mult mai slab față de unele județe și mai bun decât în altele. Sute de elevi însoțiți de părinți au așteptat afișarea rezultatelor în curtea Colegiului Național de Informatică Carmen Silva. Emoții au fost de ambele părți. Sunt mulțumită! 9,6 n-am luat! Se putea și mai bine. Unde vrei să mergi mai departe? Încă nu m-am hotărât. Mai am câteva zile să mă hotărăsc și sperăm să fie bine. N-a fost chiar pe măsura așteptărilor. Mă așteptam să iau note mari, într-adevăr, la română și la geografie a fost cum a fost, dar la istorie mă așteptam să iau notă mult mai mică, dar totuși a fost bine. Care a fost nota obținută, nota finală? 8,33, nota finală. Unde mergi mai departe? Te-ai hotărât? Da, m-am hotărât, o să merg la litere, la Cluj sau la Timișoara, o să-mi bag dosarul și la Iași, dar optez mai mult pentru Cluj. 6,40. Mulțumit în mare parte. Unde mergi mai departe? E aici vreau să rămân, la facultate. Da, nu știu pe ce profil, la aici, în Petroșani. Anul trecut, după afișarea rezultatelor din sesiunea de vară a examenului, doar 36,9% dintre candidați au fost declarați admiși. Tribunalul Hunedoara a admis cererea de fuziune dintre Complexul Energetic Hunedoara și Societatea Națională a Huilei. În data de 5 iulie, pe rolul Tribunalului Hunedoara s-a judecat fuziunea dintre cele două entități, fuziune care a primit avizul pozitiv al magistraților. În termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial pot fi depuse opoziții sau cereri de intervenție de către persoanele interesate. Obiectivul principal al noii structuri va fi rentabilizarea activității astfel încât să devină atractivă pe piața de energie, având în vedere perspectiva privatizării conform angajamentelor asumate de statul român cu organisme financiare, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Uniunea Europeană. La cele patru unități miniere lucrează peste 5100 de ortaci. Mitingul programat mâine în Petroșani a primit toate aprobările necesare din partea autorităților locale. Prin urmare, acțiunea de protest, inițiată de către Sindicatul Muntele, este perfect legală și se va desfășura pe strada Timișoara, în fața sediului Societății Naționale a Huilei, între orele 13.30 și 15.30. Comisia de avizare adunărilor publice condusă de primarul municipiului Petroșani a dat aviz favorabil cererii Sindicatului Huila pentru organizarea unui meeting pe strada Timișoarei din municipiul Petroșani. Acest aviz este valabil între orele 13.30 și 15.30. La meeting și-au anunțat prezența și reprezentanții Ligii Sindicatului Pensionarilor Minieri din Valea Jiului. Controale la sălile de nunți, dar și în unitățile alimentare. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare din Valea Jiului sunt cu ochii pe alimente, dată fiind perioada de vară. Printre punctele vizate de inspectorii DSV au fost și unitățile unde se organizează nunți și alte petreceri. Instituția noastră derulează un program foarte bine pus la punct de monitorizare a tuturor agenților economici care desfășoară activități în spații autorizate, persoane particulare care vând produsele tradiționale, lapte, brânză, ouă în piețe. Și totodată avem un program săptămânal de verificare a unităților care pe sezonul de vară își desfășoară activitățile curente, restaurante, terase, cantine, fast food-uri și tot ceea ce ține de fapt de un comerț civilizat. Au existat mici probleme, însă toate au fost remediate. În această perioadă, ceea ce vă putem spune este că problemele mari nu sunt și asta ne bucură, iar micile probleme care apar la comercializarea produselor în piețe se iau măsuri pe loc și se remediază ceea ce se constată. Dar în mare nu avem probleme în momentul acesta.
Alimentele alterate pot duce la indigestii sau intoxicații. Cei mai expuși la intoxicații alimentare sunt copiii și vârstnicii care au sistemul imunitar scăzut. Simptomele acestei afecțiuni sunt grețuri, vărsături, diaree, dureri abdominale și apar la 3 până la 6 ore după consumarea alimentului. Dacă prezentați aceste simptome, trebuie să vă prezentați de urgență la medic. Taxe majorate la Universitatea din Petroșani. Instituția de învățământ superior din Petroșani se pregătește pentru a-i primi pe viitorii studenți. Cei care vor urma cursurile învățământului superior de stat aici au la dispoziție peste 600 de locuri la studiile de licență. În această etapă avem un număr de 625 de locuri pentru candidații români, repartizate pe specializări. În legătură cu modalitatea de admitere, este pe bază de concurs de dosare, se face o medie care conține 60% media generală de absolvire a liceului, 30% media la o disciplină, în general matematică sau la domeniile sociologie și asistență socială, psihologie, sociologie, economie și 30% media examenului de bacalaureat. Pentru studiile de masterat sunt 150 de locuri, dacă nu mă înșel, dar admiterea se va da în sesiunea de toamnă de admitere. Taxele se plătesc eșalonat, sunt două termene limită de plată, după care se aplică penalizări la plata taxei. În ceea ce privește taxele de școlarizare, acestea au fost majorate, astfel studenții vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar. Au apărut modificări, s-au majorat puțin taxele, 1700 de lei la licență și 2000 de lei la masterat. Admiterea la Universitatea din Petroșani va începe în data de 15 iulie și se va finaliza în data de 21. Afișarea rezultatelor după prima etapă de repartizare va avea loc în data de 23 iulie. Laboratorul de metrologie din Petroșani al APASERV a fost redeschis. Tăierea panglicii inaugurale, eveniment programat inițial pentru luna mai, s-a produs cu două luni mai târziu, deoarece specialiștii din București care urmau să acorde autorizația de funcționare și-au amânat vizita în Valea Jiului. Din 8 iulie însă, laboratorul a redevenit operațional. Cu aceeași ocazie au fost prezentate și cele două autospeciale destinate desfundării canalelor din orașele Văii Jiului. Începând de vineri, avem inclusiv de la București aprobarea că este funcțional, iar astăzi vrem să-i dăm drum la acest laborator de metrologie. Eu cred că este un lucru bun și faptul că este aici, în Petroșani, poate deservi atât pe noi ca firmă, cât și pe locuitorii din Valea Jiului, care sunt și beneficiarii noștri. Tot astăzi aici am venit și vreau să vă spun că în cadrul programului nostru de investiții, începând de astăzi, vor putea funcționa la Vulcan și la Lupeni cele două autospeciale, iar în condițiile acestea, eu cred că am rezolvat o problemă pentru Valea Jiului, că în fiecare oraș al Văii Jiului există câte o autospecială, iar în momentul când sunt probleme, imediat ele vor fi rezolvate cu oamenii noștri, mai ales acum având și aceste două autospeciale noi. Voi merge miercuri din nou voi fi la București. Eu vă spun încă o dată că suntem în linie dreaptă pentru semnarea noului contract pentru APASERV Valea Jiului și încetul cu încetul serviciile pe care noi, societatea, le facem către oamenii, către beneficiarii noștri, populația din Valea Jiului, sper să fie îmbunătățite. Noul laborator de metrologie din Petroșani, al APASERV, este amplasat în centrul localității, mai exact în cadrul unității din sectorul Petroșani Nord, strada Ion Creangă, numărul 16. În prezent, verificarea unui apometru folosit de către consumatorii casnici de apă potabilă costă 26,05 lei cu TVA. După 3 săptămâni, cantina socială din cartierul Colonie a fost redeschisă astăzi. Prin urmare, cu începere de luni, 8 iulie, cei 149 de abonați primesc din nou hrană caldă.
Începând de astăzi, doamna care distribuie hrană caldă a revenit la serviciu și distribuim hrană caldă la cantina de ajutor social, așa cum am făcut-o și până în prezent. Pentru a face față celor 3 săptămâni în care cantina a fost închisă, luna trecută, abonații au primit hrană rece. Demn de semnalat este faptul că niciunul dintre aceștia nu s-a plâns că nu i-ar fi ajuns alimentele reci. La data la care am dat hrană rece, s-a asigurat hrană conform baremului pe care l-avem stabilit prin lege, 6 lei pe porție. Deci hrana rece a fost în acest cuantum pentru numărul de zile pentru care am dat hrană rece. În cele câteva săptămâni de pauză, cantina amplasată lângă blocul de locuințe sociale din colonie s-a ales și cu o față nouă. Mai exact, unicul geam a fost spart, iar cele două uși au fost aproape demolate. Instalație pentru persoanele cu handicap locomotor la peștera Bolii. Reprezentanții asociației Petro Aqua au depus la Consiliul Județean un proiect prin care au intenția de a amenaja o instalație care să le permită persoanelor cu handicap locomotor să viziteze peștera Bolii. A început să fie mișcare la peșteră. Sperăm că acum, după ce se termină treaba cu școala, cu bacalaureatul, sperăm că o să fie mai mulți. Noi am depus un proiect la domnul președinte Moloț, prin care am dorit să facem peștera vizitabilă și pentru cei cu probleme, pentru handicapați, așa. Dânsul a fost de acord, domnul primar a fost de acord, dar lucrurile stau. Proiectul nu are o valoare mare, undeva la 20.000 de euro le-ar permite și acestor persoane să viziteze acest obiectiv turistic. Există un calcul în documentația când am depus la Consiliul Județean, am avut și o discuție cu cei de la serviciul tehnic, așa. Deci instalația ar costa, această instalație modernă, performantă, și autorizată, ce este extrem de important, ar costa în jur de 18.000 de euro. În rest, avem voluntari, de exemplu, domnul Părău a spus, domnule, restul trasee pe lemn fac eu pentru acești oameni. E, acum să vedem cum vor decurge lucrurile. Chiar ieri, au venit un microbus cu handicapați și este trist să vezi că stau cu cărucioarele pe margine și te întreabă, dar acolo jos ce este? Unii din ei au coborât cu cârje, cu bețe, dar câțiva inși au rămas sus în cărucioare. În ce ar consta această instalație? Cum ar fi realizată? Deci nu se realizează în țară, în Occident există. Noi am luat legătura cu Crucea Roșie Germană și a fost foarte binevoitor. Ne-au trimis documentația, ne-a făcut și ofertă. Dacă se vor găsi fondurile necesare pentru acest proiect, peștera Bolii ar urma să fie prima locație de acest gen din țară care ar beneficia de acest sistem de transport al persoanelor cu handicap locomotor.